Întrebare. Este Dumnezeu cinstit? Este Dumnezeu drept? Este Dumnezeu adevărat? Dar ce vorbă e asta? Păi am să-ți spun ce mi s-a întâmplat. Și după ce spune ce i s-a întâmplat, unde este dreptatea lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu e drept și bun, unde este dreptatea lui Dumnezeu? Pentru un copil, mai ales pentru cei care trăiesc aici în zona aceasta, lucrul cel mai dezastruos este să constate că unul din părinți nu procedează fair, adică cinstit sau corect cu el, că este părtinitor. Sunt copiii care și-au distrus viața întreagă pentru că au perceput că unul din părinți înclină spre celălalt și îl favorizează cumva mai mult. Din clipa aceea s-au închis, s-au prăbușit, au sfârșit în drog, în crimă și în nenorociri și uneori când au trebuit să dea un interviu, au spus, mi-am dat seama că în familie la mine eram un copil de mâna a doua. Sora mea era cine era sau fratele meu. E de ajuns ca un om să perceapă pe Dumnezeu ca nefiind nepărtinitor sau ca fiind nedrept într-o situație sau alta. E de ajuns ca un om să perceapă pe Dumnezeu într-o astfel de situație ca imediat să-și închidă sufletul față de El, indiferent ce oferte îi face Dumnezeului. Nu mai reprezintă nimic. De une zi, fuse într-o vizită și tatăl îmi spune despre fiul. Uite, e ateu, nu mai crede în Dumnezeu. Și i-am spus, eu nu cred în atei, ci ateu nu există. Din două motive nu există ateu și tânărul mă asculta între timp. Pentru ca un om să se pronunțe și să spună nu există Dumnezeu, trebuie să fi cercetat absolut tot universul, să fi strâns absolut toate probele, să fi răspuns la toate întrebările imaginabile, și atunci să tragă concluzia, nu este Dumnezeu. Dar, zic, noi nu am explorat nici până la market aici, nu știm bine toate străduțele până la market în Loma Linda, până la piață. Ce să discutăm noi de statul în care suntem sau de țara în care suntem, de lumea în care trăim sau de galaxia unde aparținem sau ce să mai vorbim mai departe? De unde ar avea cineva răspunsul la astfel de întrebări ca să ajungă la concluzia că nu este Dumnezeu? Și al doilea lucru, Satana nu este ateu. Satana crede în Dumnezeu, se înfioară în credința aceasta a lui și ca atare un om nu are niciodată cum să fie mai prejos de Dumnezeu decât diavolul necrezând în Dumnezeu. Este absolut imposibil. Am pus un mic titlu acolo în program din Misterele Justiției lui Dumnezeu și aș încerca să m-am predat Domnului și m-am rugat și mă lupt să pot înarma pe prietenii noștri, în special pe cei tineri, cu câteva din răspunsurile vieții, care să le fie de folos atunci când li se va pare că Dumnezeu nu lucrează drept cu ei. Fiindcă nu va fi nimeni scutit de ispita aceasta. Nici profeții despre care am învățat nu au fost scutiți de ispită. Nici marele suferind Iov nu a fost scutit de ispită. Până și Mântuitorul Hristos Iisus a avut o întrebare, pentru ce, Tată, se întâmplă așa ceva? Pentru ce? Vă amintiți de Rahela, când a fost aici între noi și a fost dânsa operată? Era pe masa de operație acolo și discutam cu dumneavoastră și i-am spus, nu-ți fie frică. Am mângâiat-o cu ce cuvinte mi-a dat Dumnezeu și nu te teme. Zic, și eu am să stau cu tine și să-ți ajut. Și zic, o să fim împreună aici, doctorul o să facă tot ce e mai bine pentru tine. Zic, și te ajut din toată inima, zic, dar aș fi vrut mult de tot să te fie ajutat altă dată și anume... Atunci când s-a produs nenorocirea și a început să tremure degetul mic de la mâna dreaptă, înainte de lucrul acela aș vrea să te învăț cum să faci față suferinței și morții fratelui tău pe care l-a iubit ca pe viața ta. Adică acolo aș fi vrut eu mult de tot să te ajut pe tine, să te învăț cum să lupți. Fiindcă psalmul zice,
Tu îmi deprinzi mâinile la luptă și degetele la bătălie. Aceasta face Dumnezeu cu noi. Pentru astăzi am fost îndemnat să prezint un caz din Biblie care mie mi-a creat mari probleme. Când am început să citesc Biblia, erau unele cuvinte rușinoase în Biblie. Nu-mi plăcea că scrie acolo așa ceva. Erau altele ciudate. Oameni care se rugau lui Dumnezeu și se părea că diavolul îi bate de omoară și zic, de ce se întâmplă așa ceva? Unde este Dumnezeu? Dar, așa cum spune Pavel, când am lepădat ce era copilăresc și când am început să înțeleg puțin din marginile cunoștinței acesteia, paginile acestea au căpătat o valoare extraordinară. Astăzi vom învăța despre un război civil. Un război civil este acela în care o facțiune dintr-o țară se luptă împotriva altei facțiuni din aceeași țară. În jurul unei idei sau în jurul unui anumit lucru, pro sau contra, două tabere. Și se sfârșește cu dezastrul nu al uneia dintre tabere. Nordiștii au bătut pe sudiști. Așa s-a spus. Gata. Victorie, victorie, victorie. Aceea a fost victorie sau pierdere? Ce a fost aceea? A fost un dezastru. Un dezastru. America n-a câștigat niciun război. America a pierdut enorm cu acea ocazie. Și când se naște o luptă între două facțiuni rivale din același popor și una câștigă lupta până la urmă, a câștigat cineva de fapt? Este un război în care este lose-lose, pierzi și pierzi, ambele părți pierd. Sau există o situație în care win-win, cum zic americanii, câștigă și o parte, câștigă și partea cealaltă. Un război civil care a divizat Israelul lui Dumnezeu în două tabere. Majoritatea covârșitoare era de o parte și o minoritate semnificativă era de cealaltă parte. 26.000 erau de o parte și 400.000 erau de partea cealaltă. Diavolul nu poate fi mai fericit decât atunci când a reușit să pună poporul lui Dumnezeu la război unii împotriva altora. I-a câștigat pe toți atunci. Îi are sub control, îi are ocupați, distrugerea este sigură. Lucrul lor în lanul lui Dumnezeu rămâne nefăcut în mod sigur, pentru că ei vor fi ocupați. Și de multe ori războaiele acestea se întind peste generații. Fie că vorba de războaie teologice sau de diverse poziții cu privire la un anume subiect. Ce s-a întâmplat aici este o nenorocire care putea fi rezolvată foarte ușor. Extrem de ușor. Și Israel n-ar fi ajuns în acel război civil memorabil. Ca tânăr vă spuneam că când am citit paginile acestea, lăsam Biblia pe colțul unui pat și mergeam prin cameră singur. Și am zis, cum e Doamne asta? Și trebuia să mă întorc înapoi la Biblie pentru că altă Biblie nu mai era. Tot aceasta era și trebuia să mă întorc înapoi la ea. Probabil că istoria este cunoscută celor mai mulți. Și în centrul atenției noastre astăzi nu va fi ce au făcut nelegiuiții din Beniamin când au violat femeia aceea o noapte întreagă și a murit sărmana dimineața în dureri teribile. I-au dat drumul din mână și a mai mers de la ei până la pragul casei și acolo a murit sărmana. Nu acesta este centrul atenției noastre astăzi. Centrul atenției noastre astăzi este unde e justiția lui Dumnezeu? Unde e dreptatea lui Dumnezeu? Sunt două primejdii. Aș putea să confund dreptatea lui Dumnezeu cu asprimea sau cu răutatea? Sau aș putea să o suplinesc cu slăbiciunea? Și aceasta mă va dezavantaja rău de tot pe mine. Dacă eu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu slab și nu este un Dumnezeu drept, am să păcătuiesc mult mai lezne. Dacă eu cred că Dumnezeu închide ochii la ce fac eu, atunci am să închid și eu ochii la ceea ce știu că este drept și adevărat și am să cad mai ușor. Dar menționam cu o altă ocazie, ceea ce m-a impresionat foarte mult recent a fost citirea unei cărți despre salvarea Republicii Sud-Africane. Această țară a fost salvată de doi oameni, sau prin doi oameni în principal, pentru că salvarea este a lui Dumnezeu întotdeauna.
Ea a fost salvată prin doi oameni în principal. A fost Desmond Tutu, episcopul, și a fost Nelson Mandela, conducătorul politic întemnițat pentru 20 de ani. Ca în timpul acesta, omul acesta să nu acumuleze niciun fel de mânie, și când a ieșit afară împreună cu episcopul să propună o soluție țării acesteia, care a limitat drastic vărsarea de sânge. Aceasta este pentru noi o evanghelie modernă a secolului 20. Este ceva de unde biserica ar trebui să meargă și să învețe cum se soluționează un conflict. Am să dau numai pe scurt filozofia lui Desmond Tutu. El a spus așa: justiția lui Dumnezeu scapă atât victima cât și agresorul. Aceea este justiția lui Dumnezeu. Mai departe, dreptatea lui Dumnezeu mustră și pedepsește deopotrivă pe prietenul lui Dumnezeu și pe dușmanul lui Dumnezeu, fără niciun fel de diferență. David a fost foarte surprins că Domnul i-a interzis să construiască templul lui. Putea să se ofenseze, dar nu. Îl iubea prea mult pe Dumnezeu, avea încredere în înțelepciunea lui și a zis: am înțeles. Dumnezeu era drept. El știa cum este privit omul acesta de națiunile din prejur și cât sânge a vărsat. Și ca atare i-a spus: nu tu vei construi. Dacă tu vei construi templul acela, oamenii nu vor veni acolo din cauza ta. Nu se vor întoarce la Dumnezeu din cauza ta. Așa că nu tu. Uite, tu vei strânge materiale. Doamne, dau tot ce am. Foarte bine. Pavel este într-un loc și vrea să predice. Sigur. Are ceva de spus. Dar are ceva de spus. Are o experiență nemai auzită. Dar Domnul îi spune la ureche: Pavele, ieși afară de aici. Oamenii aceștia nu vor primi predica ta. Pe Pavel îl doare și el îi spune Domnului: Doamne, te înțeleg. Oamenii aceștia știu ce am făcut eu cândva și acum își aduc aminte. Și a fost scos afară de acolo și altul a fost trimis acolo. Deopotrivă pe prieteni și pe dușmani, Dumnezeu îi mustră la fel cu dorința de a-i scăpa. Aici, în pasajul nostru, o mână de oameni stricați din Beniamin. Și ce expresie extraordinară este aici în versetul 22. Deci, pe când erau oamenii aceia acolo și mâncau și se veseleau și vorbeau probabil acolo, niște fii ai lui Belial, oameni stricați, au înconjurat casa, au bătut la poartă și au zis bătrânului, stăpânului casei: scoate pe omul acela care a intrat la tine ca să ne împreunăm cu el. E foarte interesantă expresia aceasta despre cetățenii din Beniamin. Nu-i numește niște fii ai lui Beniamin, că din Beniamin erau ei, din poporul lui Dumnezeu, ci îi numește fii lui Belial. Adică cineva poate să se fi născut din Beniamin, poate să se numească într-un fel sau altul, dar aceasta nu-l va împiedica să fie un fiu al lui Belial. Și Dumnezeu nu-l recunoaște după seminția în care s-a născut sau după registrul bisericii unde și-a pus numele. Dumnezeu îl recunoaște după natura vieții lui, cea știută sau ascunsă, și îl numește fiul al lui Belial. Nu-i așa că v-ați mirat când ați văzut că oamenii aceia au plecat de acasă noaptea, pe înserate? Și când slujitorul lor a spus: hai să intrăm în Iebus, actualul Ierusalim, hai să intrăm în cetatea aceasta că e noapte și să stăm noi la adăpost, la care omul acesta credincios spune: nu putem să intrăm într-o cetate unde nu sunt copiii lui Dumnezeu. Noi mergem într-o cetate unde sunt copiii lui Dumnezeu. Și a mers într-o cetate unde erau copiii lui Dumnezeu. Și acolo i s-a întâmplat ceea ce nu i s-ar fi întâmplat poate niciodată dacă mergea într-o cetate unde nu erau copiii lui Dumnezeu. Când vrei să-ți trimiți copilul la școală, întrebi: e școală adventistă? E școală creștină? Este universitate creștină? Sau... Și zice: da, e. Atunci trimit copilul acolo și eu. Diavolul zice: dă-l încoace. Abia l-aștept. Dacă pe aceasta te rezem, că școala asta sau biserica aceasta sau universitatea aceea se numește creștină, dacă în asta ți-ai pus încrederea, se putea să bei un pahar foarte amar într-o zi.
Dar dacă ți-ai pus încrederea că Dumnezeu poate păzi pe copilul tău în școala creștină unde l-ai trimis, dacă încrederea ta se ancorează de Dumnezeu, atunci ai să fii binecuvântat. Sau poate vrei să te căsătorești și te gândești, nu mă căsătoresc cu băiatul ăsta, că nu este din biserică și așa și trebuie, nu? E normal să nu trăim într-o viață divergentă, tot timpul tamponându-ne, eu vreau una, ea vrea alta și uite așa. Și atunci zici, îl iau pe acesta. De ce îl iei pe acesta? Pentru că e credincios. Și constați că de fapt era un diavol care devenise membru al unei biserici. Nimic altceva. Dacă te rezem pe faptul că pe statutul unui om și spui pentru că este membru aici, pentru că este în funcție acutare sau uite ce daruri are de la Dumnezeu, pentru că dacă te rezem pe aceasta și nu te încrezi în Dumnezeu care se ajute să faci alegerea aceasta, s-ar putea să bei o cupă extrem de amară. Încrederea noastră, spune Pavel, ca o ancoră trebuie să treacă dincolo de perdeaua din templu și să se prindă de acela care slujește acolo. Acolo se ancorează. Nu ne încredem și ne rezemăm pe nimic. Bietul om n-a știut lecția aceasta. Și a zis, nu intrăm într-o cetate a neamurilor, mergem unde sunt copiii lui Dumnezeu. Și-au mânat sărmanii și spune Biblia că s-a apropiat de o cetate numită Gibea. Și a zis, intrăm în această cetate a lui Beniamin. Beniamin cel binecuvântat de Dumnezeu cu daruri, cu profetice, parte din poporul lui Dumnezeu, de pe linia genealogică a lui Hristos. Din el va veni Hristosul. Mergem aici. Și a mers acolo. Și spune Biblia că pe când mâncau fiii lui Belial, care locuiau acolo, s-au dus și au înconjurat casa. Mântuitorul ne-a păzit de surprize din acestea când ne-a spus, vedeți că acolo unde este grâu, în mod sigur se mai găsește altceva. Ce? Neghină. Nu uitați acest lucru. Cât timp? Până atunci. Rădăcinile cum sunt? Întrețesute, frumoasă expresie. Întrețesute. E teribil să smulgi un fir de neghină, deși n-ai face niciun păcat. Dar s-ar putea, smulgându-l, să smulgi mii, dacă nu zeci de mii de fire de grâu, odată cu el. S-ar putea să te gândești că te bucuri că ai smuls un fir de neghină și să uiți că împreună cu acesta au fost smulse atâtea fire crude de grâu care puteau merge în grânarul lui Dumnezeu. Tragedia este greu de imaginat, nu în ea însăși, pentru că pământul era plin de o astfel de violență atunci, ci este greu de imaginat pentru faptul că ea se întâmpla în poporul lui Dumnezeu. Și de multe ori, cum îmi spunea un frate, eu am fost gata să omor oameni pentru lucrul ăsta. Cine spunea altfel de cum am fost gata să omor oameni. Biblia spune că au fost împrejurări în care poporul lui Dumnezeu s-a dus mult mai jos decât lumea. Ezechiel spune poporul lui Dumnezeu s-a coborât mai jos de nivelul Sodomei. Mântuitorul spune că Capernaumul și cetățile acestea vor fi, Sodoma va scăpa mai ușor decât orașele acestea. Adică nu există nicio garanție că dacă cineva se numește din poporul lui Dumnezeu și este, nu poate fi ispitit sau târât de diavolul mai jos de nivelul unora care au zis că n-ar fi cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Omul acesta ia o măsură. Ia cadavrul femeii, soției lui, și îl disecă în 12 bucăți. Și trimite câte una din ele prin curieri în toată țara. Sigur, cineva poate ar fi spus, ce a trebuit, Doamne, să umble să mai facă treaba asta? O îngropa acolo, îi punea o cruce la cap și asta era. Ce a fi trebuit, Doamne, să mai trimit, auzi, în toată țara, în tot Israelul, să ajungă așa ceva, vai ce lume! Omul spune, niciodată nu s-a întâmplat și nu s-a văzut așa ceva. Știți că omul acesta era un pastor, era un levit, din seminția lui Levi era omul acesta. Și ca pastor,
El nu a putut să închidă ochii în fața unei așa catastrofe, a unui virus ca acesta, care conform Evangheliei risca să întineze pe mulți, spune Pavel. Virusul e transmisibil. Și dacă nu este tratat la timp, face pui. Și puii fac și ei pui după aceea. Și ajungem să avem o colecție de pui în final. De aceea, ca pastor, omul acesta se ridică și, deși nu era primul care trecea pe aici, s-au mai petrecut multe ca acestea, se ridică și spune, fraților, vedeți, luați aminte dar la lucrul acesta, sfătuiți-vă și vorbiți, vedeți ce este de făcut. Israel în întregime, de la Dan la Beersheba și țara Galaadului și adunarea, s-a strâns ca un singur om înaintea Domnului la Mițpa. Dovadă că era o tensiune teribilă în domeniul acesta, răspândită în tot Israelul, dar nu i-a dat nimeni curs. Decât acum, când deodată omul acesta trimite 12 părți ale unui corp omenesc peste tot. Israelul se adună imediat, n-a fost nevoie să-i convingă nimeni. Nici nu avea împărat pe vremea aceea. Fiindcă astfel de lucruri se petrec când nu este împărat. Dacă împăratul era pe locul lui și dacă își făcea datoria și dacă oamenii fără de legi fiii lui Belial ar fi știut că acolo stă reprezentantul lui Dumnezeu, a cărui justiție pedepsește la fel pe prieten sau pe vrăjmaș și izbăvește la fel pe prieten și pe vrăjmaș, pe victimă și pe agresor, atunci lucrurile ar fi fost diferite. S-au adunat acolo copiii lui Beniamin, deci cei din aceeași seminție cu violatorii aceștia. S-au strâns la un loc și s-au sfătuit. Omul dă raportul, uite ce mi s-a întâmplat. Și spune povestea în fața întregului Israel. Israel ascultă. Iată-vă pe toți copiii lui Israel, sfătuiți-vă și luați o hotărâre aici. Tot poporul s-a sculat ca un singur om și a zis, niciunul din noi să nu se ducă în cortul lui, nimeni să nu se întoarcă acasă, iată acum ce veți face cetății Gibea. Și imediat au pornit asaltul. Dar uitați ce frumoase sunt căile lui Dumnezeu. Acest lucru vreau să-l admirăm astăzi. Uitați-vă ce simplu se poate rezolva o problemă în viața noastră personală dacă mergem pe calea lui Dumnezeu. Toți bărbații lui Israel, semințiile lui Israel, au mers acolo și s-au adresat seminții lui Beniamin, întrebând ce înseamnă nelegiuirea aceasta care s-a făcut între voi. Voi sunteți poporul lui Dumnezeu, dacă erau la vecini, pe aceea nici nu-i întrebam, dar voi, ne doare pentru voi, vrem să știm ce e cu voi, fraților. Între voi se întâmplă așa ceva. Ei nu au spus cum a zis Cain, ce-mi pasă mie, frate, eu am treabă, mă duc să mă plimb, lasă-mă în pace, îmi bag eu capul în vie, spar, pentru ce? Ei au spus, nu, fraților, o seminție din Israel riscă să fie coruptă și distrusă de nelegiuirea aceasta, să sărim în ajutor imediat. Și au sărit în ajutor. Ce, fraților, ce se întâmplă acolo la voi? Scoateți afară pe oamenii aceia stricați din Gibea. Asta e tot ce s-a cerut. Vi se pare teribil? Când s-a spus unei seminții întregi, unui popor întreg, unei națiuni, scoate afară pe acesta, pune-l afară, scoate-ți-i afară pe acesta, cu ei vrem să discutăm. Nu ne vorbim cu toată țara, dar cu ei. E un păcat în viață, în viața fiecăruia dintre noi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dă afară păcatul ăsta din viața ta, intrusul ăsta, scoate-l afară ca să-l tratez eu. Noi avem două șanse, fie ne asociem cu el și îl strângem la piept ca pe un idol iubit și nu vrem să-i dăm drum, fie deschidem brațele și spune, Doamne, iată, așa m-ai rugat, așa am făcut, intrusul acesta este aici. Ce credeți că i-a venit lui David în minte după ce el a comis odioasa lui crimă în a viola soția unui om? Regele lui Israel, omul după inima lui Dumnezeu, cuprins de pofta aceasta animalică și cu ochii lui stricați de diavolul. Ce gândiți că i-a trecut prin minte după ceea ce a făcut? Ce șansă avea el după ce a făcut nelegiuirea aceasta? Că imediat ce se răcorește, omul începe să gândească cu altă minte. Bineînțeles, Duhul Sfânt a apelat la el și a spus,
Mărturisește, omule. Mărturisește, omule. Vino la Dumnezeu cu nelegiuirea aceasta. Tu știi ce ai făcut? Tu ai luat soția unui om. Tu ai desfrânat. Ce ți-a lipsit ție? Ce nu ți-a dat ție Dumnezeu de ți-a trebuit așa ceva? Și David a stat între două păreri. Vorba lui Ilie, s-a clătinat când pe un picior, când pe altul. Ce să facă? Să predea nelegiuirea asta lui Dumnezeu? Sau să încerce să o acopere și să meargă mai departe? De o parte era Duhul Sfânt spunându-i, predă nelegiuirea aceasta lui Dumnezeu, scoate nelegiuirea din viața ta, pune-o pe altarul lui Hristos, adu-o în fața crucii lui, cere stropirea sângelui lui pentru iertarea acestei nelegiuiri. Așa lupta Duhul Sfânt cu el. Și din partea cealaltă, diavolul a spus, nu recunoaște. Nu spune că e așa. Și David a înclinat spre stânga. A înclinat spre stânga. Și în ce s-a transformat? Simplu fapt că el ar fi trebuit să mărturisească o nelegiuire ca aceasta. Într-un război groaznic, în care au căzut nenumărați din fiii lui Israel, în care a căzut unul dintre cei mai buni generali ai lui, și o pată care nu s-a șters niciodată până în ziua de astăzi și care continuă să corupă oameni astăzi, care se dedau nelegiuirii din cauza că știi că și David, cu ocazia aceea. A fost întrebat Charles Spurgeon. Zice, crezi că un pastor care a desfrânat, a îmblat cu o femeie, nu? Crezi că un pastor ca acesta mai poate să revină la amvon? Ați observat că Ted Haggard a dat un interviu săptămâna trecută, a fost la Oprah, sau două săptămâni în urmă, cred, și a făcut acolo o serie întreagă de mărturisiri. El încearcă să-și refacă imaginea. Se știe public lucrul acesta. Încearcă să-și refacă imaginea. Spurgeon întreba de studenți, ce credeți, un om care a picat în nelegiuirea aceasta, cum este acesta care trăznea împotriva homosexualității, era însuși homosexual, omul acesta. Mai poate? Și Spurgeon a spus așa, dacă în viața acelui om nu a avut loc o pocăință tot așa de notorie ca și notorietatea păcatului lui pe care l-a comis, niciodată să nu se mai apropie de amvon un astfel de om. Nu este cazul. El va sta acolo și va întări mâinile celor care sunt gata să comită nelegiuirea, în loc să aducă o influență a Duhului Sfânt care să pună poveri grele pe conștiința celui căzut și să-l smulgă din starea aceea. Scoateți-i afară! Era atât de simplu! Era atât de simplu! Aceștia sunt oamenii, aici s-a întâmplat, să stăm de vorbă. Și sigur, oamenii aceia ar fi fost aduși la pocăință. S-ar fi luptat cineva pentru ei. Dar în loc de aceasta, beniamiții s-au strâns cu toții din cetate, 26.000 de oameni au pus mâna pe sabie și acum intrăm într-o situație unde justiția lui Dumnezeu este pusă în balanță și este pur și simplu atât de încețoșat prezentată că nu știi dacă este cinstit sau drept sau nu ce se întâmplă aici. Copiii lui Israel au mers înaintea lui Dumnezeu și au întrebat pe Domnul zicând, cine din noi se suie întâi să lupte împotriva fiilor lui Beniamin? Deci au cerut planul de luptă de la Dumnezeu, nu l-au făcut din capul lor. Cum atacăm, Doamne? Cum ne mișcăm? Ce spunem? Cum mergem aici? Domnul a răspuns, Iuda să se suie întâi. Și Iuda s-a suit întâi, a avut loc un război fulgerător, teribil de fulgerător, cu efecte dezastroase. 22.000 de oameni din Israel au căzut morți în ziua aceea. Dintre cei care au venit să facă dreptate, dintre cei care au venit să pedepsească răul, care au spus, scoateți nelegiuirea din Israel. Dintre aceștia, 22.000 de oameni au rămas morți pe câmp și beniamiții se întorc înapoi fără pierderi. Intră înapoi în cetate. Cine a biruit? Răul a biruit. Satana, nu? Dar Biblia spune că biruința este a Domnului. Cum să biruiască Satana? Să mai mergem un picuț. A doua zi se aliniază din nou pentru război. Poporul lui Dumnezeu plânge înaintea lui Dumnezeu, spune, Doamne, noi am încrezut în Tine, noi am venit aici pentru că noi am vrea să scoatem răul ăsta afară din poporul Tău. Ce se întâmplă? Tu ne-ai dat în mâna unor astfel de oameni? Adică biruiesc cei care susțin pe cei desfrânați și poporul lui Dumnezeu cade cu 22.000 jos? Au plâns înaintea Domnului și a spus, Doamne, să mă sui să mai lupt sau nu? Spune-mi, sau să plec acasă.
Și Domnul a răspuns, versetul 23, suntem în capitolul 20 din Judecători, Domnul a răspuns, suiți-vă împotriva lui. A doua oară. Urmează războiul din nou, 18.000 din Israel cad morți în ziua aceea. A doua lovitură groaznică. 18.000 dintre ei au căzut morți. Toți copiii lui Israel, toți cei care luptaseră acolo cu inima ca apa, s-au dus înapoi înaintea lui Dumnezeu și au spus, Doamne, ce se întâmplă? Tu ne trimiți la moarte pe noi. Noi am crezut că stăm de partea ta. Noi am crezut că tu susții pe cei ce luptă pentru numele tău. Și vedem că tu dai ajutor nelegiuiților acestora. Ei sunt o mână de oameni și au distrus o armată de 500.000 de oameni. Ce să înțelegem de aici, Doamne? Unde este dreptatea ta? Plângând înaintea Domnului, au primit răspunsul de la Fineas. Știți cine era Fineas? Știți foarte bine. Era un om care într-o împrejurare a făcut ispășire pentru Israel cu sulița lui. Și scrie Biblia aici, Domnul i-a zis, suiți-vă căci mâine îi voi da în mâinile voastre. Ați observat că până acum n-a promis niciodată că îi va da în mâinile lor. De cât le-a spus, i-a întrebat, să mă sui să lupt cu ei? Du-te! Să mă duc? Du-te! Dar acum îi spune, du-te, mâine îi dau în mâna ta. Și spune Scriptura aici că Israel a făcut un plan, a pus oameni la pândă, Beniamin s-a prăbușit în ziua aceea. Prăbușirea a fost atât de grozavă încât aproape întreaga seminție a celor care susținuseră mâinile desfrânării a pierit de sub ceruri, încât nu se știa dacă această seminție mai poate fi vreodată recuperată. Dar să ne întoarcem în contextul acesta puțin, în care un om se roagă lui Dumnezeu și un om luptă pentru ce e bine și adevărat. Tot ce e bun, tot ce e frumos, tot ce e adevărat, aceea să vă însuflețească. Și în care este bătut pur și simplu de diavolul. Și se roagă lui Dumnezeu și este într-o luptă bună. Doamne, e bună lupta asta, e bună, luptă-te mai departe. Și pică din nou. Și abia a treia oară. Care este taina? Cei care aveți acasă comentariul Advent, vă puteți uita acolo, este o explicație extraordinar de frumoasă. Dintre aceștia care luptau împotriva beniamiților desfrânați, și ei erau la fel. Și-au picat 22.000, și-au picat 18.000. Știți de ce? Pentru că nu poți să scoți pe satana când satana e în tine. N-ai cum să scoți. Diavolii între ei se înțeleg, adică a zis Mântuitorul, sunt uniți. Și ați observat ce au pățit fiii lui Sceva în momentul când au încercat să scoată pe satana dintr-un om. Au luat o bătaie groaznică pentru că diavolul era în ei. Nu se putea face așa ceva. Se punea întrebarea de ce de atâta timp a domnit nelegiuirea? Cine putea să scoată nelegiuirea aceasta? Nu putea să fie scoasă niciodată pentru că cei care încercau să o scoată aveau și ei aceeași boală în ei înșiși. Când Israel a fost curățit de așa ceva, când a fost scârbit de păcatul acesta, când a fost gata să se întoarcă în pocăință la Dumnezeu, atunci scrie Scriptura, Dumnezeu i-a dat în mâinile lor. Războiul a fost teribil. Sfârșitul lor a fost, așa cum spuneam acolo, încât unii se întrebau dacă vreodată mai este posibil ca această seminție să fie refăcută. Ați observat că Dumnezeu a avut un plan pentru refacerea acestei seminții. Pentru că justiția lui Dumnezeu scapă atât pe victimă cât și pe agresor. Cei care au luat partea agresorilor, a celora care au mutilat femeia aceea în chip barbar, la animale niciodată nu se întâmplă așa ceva. Niciodată nu veți găsi un animal care a murit din cauza abuzului sexual al altor animale. Ați auzit de așa ceva vreodată? Nu, n-a fost niciodată așa ceva. Este numai între oamenii pe care îi stăpânește diavolul un lucru ca acesta. Numai acolo se întâmplă așa ceva. Niciodată cei care au luat partea lor și care i-au încurajat prin faptul că au scos sabia ca să-i apere în loc să-i conducă la crucea Domnului Hristos, niciodată nu vor ști cât rău au făcut și cât rău le-au făcut chiar acestor oameni. Prin faptul că în loc să-i conducă la Dumnezeu, le-a întărit mâinile în nelegiuire. Puneam întrebarea,
Ce să fi gândit acest Beniamin când s-a ridicat să susțină pe oamenii aceștia? Probabil că o parte dintre ei, să zicem cea mai mare parte, erau ignoranți, erau înșelați. Au fost convinși că istoria aceea cu femeia omorâtă în acte sexuale, istoria aceea este o prostie, niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Cei mai mulți. Și scrie în Biblie despre cei care l-au însoțit pe Absalom în rebeliunea lui, spune, zice, l-au însoțit în prostia lor. Nu cred, frate, așa ceva. Cum să facă oamenii ăștia, oameni din poporul lui Dumnezeu? Păi, dar n-ai auzit ce victorie au repurtat ei? Uite-te dovada acum. Ei s-au rugat și uite ce biruință au avut asupra celorlalți. Uitând că, de fapt, biruința era a Domnului și uitând faptul că, de fapt, Dumnezeu lupta cu nelegiuirea și nu cu nelegiuiții. El vroia să curețe nelegiuirea și vroia să scape pe nelegiuiți. Este greu în patima omenească să faci deosebirea aceasta, dar lui Dumnezeu nu este greu. Întotdeauna El va privi pe un om în cea mai josnică stare de decădere imaginabilă. El îi va privi întotdeauna în lumina care vine de la crucea Domnului Hristos și îi va privi prin jertfa Lui pe oamenii aceștia și îi va deosebi de nelegiuirea lor. Nu îi va confunda niciodată cu nelegiuirea lor. Sunt atâtea exemple în Biblie și noi am învățat recent de Manase și am citit cărți despre criminalii de la Nuremberg, cum le-a fost predicată Evanghelia lor, care aveau milioane de oameni, de sângele oamenilor pe conștiința lor și cum cel care le-a predicat i-a privit în lumina care venea de la cruce și i-a spus, și tu poți să fii mântuit. Și tu poți să fii mântuit. Mă doare sufletul pentru toți care au murit. Nu mai putem să întoarcem înapoi dacă putem să scăpăm măcar unul astăzi. Și au scăpat pe acel unul. Și acei încărcați de atâta sânge, omenirea nu va putea niciodată să treacă cu vederea ce s-a întâmplat acolo. Încărcați cu atâta sânge, au spus, la revedere, ne vedem pe noul pământ. Au spus aceștia. Știu că și victimele lor, doar dacă vor primi un trup nemuritor de la Dumnezeu, o minte nemuritoare, vor putea să se întâlnească cu oamenii aceștia, dacă va avea loc întâlnirea aceasta pe noul pământ, în prezența și în lumina lui Dumnezeu. Ba, Corrie ten Boom spune că la ușă, odată după ce a încheiat o predică, în momentul când dădea mâna cu oamenii, deodată un bărbat german înalt îi întinde mâna și ea a tras mâna ca mușcată de șarpe. Ah! Era gardianul german care a violat-o pe sora ei, care a torturat-o, a chinuit-o și a omorât-o de fapt. Și Corrie n-a avut pe cineva mai scump decât pe Betsy, pe sora ei. Și acum era față în față cu el. Și spunea Corrie, mi-a paralizat mâna, n-am putut să întind mâna. Și Dumnezeu mi-a vorbit încet, mi-a vorbit la suflet, m-a mângâiat și a spus, întinde mâna. Și am întins mâna, spune Corrie ten Boom, am strâns mâna omului aceluia și am spus, pace frate. Și așa s-a încheiat una dintre cele mai frumoase episoade ale justiției lui Dumnezeu. Iubiți frați, mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze în viață cu convingerea că nu este nimic nedrept în Dumnezeu. Să ne ajute să nu uităm niciodată, nici cu privire la noi, nici cu privire la alții. Imaginez și aud strigătul nenumăratelor ființe de pe acest pământ care întreabă pe Dumnezeu, asemenea textului din Apocalipsa. Până când, Stăpâne, Doamne, zăbovești să răzbuni sângele nostru care a fost vărsat? De ce zăbovești să răzbuni sângele nostru? Până când? De ce îl aperi cu atâta grijă pe Cain și spui să nu-l atingă nimeni, să nu-l atingă nimeni? Luptați-vă pentru sufletul lui Cain, întoarceți-l la Dumnezeu, în timp ce nu-l protejezi și pe Abel, Doamne. Pe Abel nu l-ai protejat deloc. L-ai lăsat să cadă mort. În timp ce astfel de întrebări se ridică în mintea noastră, chiar dacă nu vom găsi un răspuns, pentru că răspunsul nu vine sub formă de cuvinte, ci vine sub formă de persoană la noi. Sunt convins că Tatăl ne va îndemna să ne uităm în altă parte. Nu te uita la tragedia vieții tale. Nu te uita la nedreptățile suferite.
Aceste nedreptăți și suferinți nu au fost decât niște martori că ce a spus Dumnezeu despre păcat a fost adevărat. Uitați-vă cât de adevărat a fost ce a spus Dumnezeu. Uite unde a dus păcatul în final. Dar Domnul ne va îndrepta privirile în altă parte. Și prin cuvintele lui Ioan Botezătorul ne va spune: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și lumea cuprinde și pe agresori, care sunt cele mai deplorabile dintre victime, cât și pe victime în neputința sau ignoranța sau chiar vinovăția lor. Dumnezeu să ne ajute să păstrăm viu în minte că slujim un Dumnezeu drept. Psalmul spune: dreptatea ta este înaltă cât cerurile. Nu mă voi teme niciodată că Dumnezeu va face vreo strâmbătate cu privire la viața mea. Nu. Chiar dacă ar părea, nu mă voi teme. Nu este nicio nedreptate în Dumnezeu. El să ne binecuvinteze cu gândul acesta și să fie cu noi toți. Amin. Tată, îți mulțumim pentru Evanghelia pe care astăzi Biblia ne-a încredințat-o, și anume că Tu ești un Dumnezeu drept și adevărat, că în Tine nu este nedreptate și necinste și că Tu însuți veghezi, Doamne Dumnezeul nostru, ca dreptatea să locuiască pe pământ și să fie înaltă cât cerurile. Tată, îți mulțumim că deopotrivă Tu mustri și pe prieteni și pe neprieteni și că deopotrivă Tu vrei să scapi și pe victime și pe agresori. Aceasta e dreptatea lui Dumnezeu. Suntem cutremurați în fața dreptății Tale, Doamne, și avem încredere că niciodată cazul vieții noastre nu va intra pe mâini greșite și că niciodată o decizie greșită nu va fi făcută în dreptul vieții noastre. Îți mulțumim pentru dreptatea Ta învăluită în iubirea lui Dumnezeu exprimată la Golgota. Ajută-ne să ne ațintim privirile acolo, să ne aducem aminte că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și cu gândul acesta, condu-ne, Doamne, pe pământ, până în ziua când vom sta înaintea Ta și vom vedea cu ochii ce am sperat o viață întreagă. Și Te vom vedea pe Tine, Doamne Iisuse. Vom fi răpiți în nori și vom fi pentru totdeauna cu Tine, așa ai promis în cuvântul Tău. Te așteptăm să Te întorci foarte curând și să așezi pe pământ dreptatea lui Dumnezeu, care să rămână pentru totdeauna. Te-am rugat acestea în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Tău Sfânt. Amin. Amin.